nici în Texas ca la domnul Doru, bă, cum îi spune, nici la în Canada, că acolo e frig, e mult mai frig ca jos. Și mi-a arătat ce-au făcut cu cobaltul. Și era foarte interesat de minerale, mă rog, am discutat mult timp, i-am trimis toate materialele, am mai conversat, are și clorul de litiu pentru tratament cu clorul de litiu, am trimis calculii care se fac pentru 10 micrograme pe albină de litiu și mă rog, sper să le publici, să ne le spună, ca să le punem la cunoștința tuturor colegilor, ca să aibă 3-4 variante de scăpat de varoză, fără să omită și amitrazul, dar dacă e nevoie, vor, dacă nu, nu, n-are sens. Că da, mulți colegi au folosit și uleiuri esențiale, cimbru și nu mai știu ce limb, și spune, domnule, ei găsesc amețiți la intrarea în stup. Și bă, dacă au căzut pe albine, s-au terminat. Nu mai urcă ei chiar de pe, nu trebuie fund antivaroa, ca de pe fund și albina nu-l mai lasă să urce pe ea. Ea se urcă pe albină când e pe alt trântor sau pe altă albină. N-are cum să treacă, adică să sară de jos în cărca albinii, știți? Mă rog. Da. Adică deja are câteva experimente reușite și, mă rog, sperăm că în seara asta să facem așa o recapitulare. Sunt multe treburi interesante care unii m-au și o tendință din asta care să nu o spun prostească, dar nu o înțeleg, să mărească doza. Doza de acid oxalic. Și încerc să le spui, bă, fraților, eu am folosit cu 10 grame 20 de ani. Și n-am avut, încercați și voi, bă, tratați cu 10 grame. Vrei la anul, pui 12 grame. Ai vorba aia, 10 ani de experiență. Care de acid oxalic, când spunea 10 grame, la ce? La un litru de apă. La un litru de apă. Și pulverizezi, le faci, duci ca lumea. Și ce se întâmplă? A fost un film care am să-l prezint la băieți, adică am să spun de el, că era pe Discovery, făcut de australieni. Că se pare că ei încă speră să nu ajungă varoza la ei. Ei se plângeau că tamponul din nordul lor, din Papua Noua Guinee, au două tipuri de varoză. Varo destructor și varo Jacobsoni, care e din Indonezia. Și s-o omorau cu treaba asta. Și o prezentat, știți cum face noile porcul ăsta de păduche? Nu stă pe larvă înăuntru. Se bagă în mâncarea larvii pe fundul celulii și scoate două antene afară, domnule, ca să respiri. Așa este. Păi hoz de nu se vede. Și acum îmi dau eu seama că atunci când stropești și cade pe mâncare, îl sufocă pe ăla, că îi vine acid oxalic în nas și moare în soluția, în mâncare. Ceea ce e iar o chestie care m-a bucurat. Zic, stai bă, că metoda asta cu stropitul cu apă, că am avut o dispută cu domnul doctor Tuturici, care, domnule, eu zice, am găsit undeva unde scrie că e mai bună apa decât siropul, dar dădea, spunea, băi, era trecut acolo și exemplu de ce. Mă rog, ne-am dat cu părerea fiecare. Domnule, eu l-am folosit o viață întreagă cu apă. Sirop am folosit după ce am văzut materialul la elveție. Mă rog, discuții, ca să spun așa, operative, plăcute și tot ce vrei. Iar la americane, ceea ce mi-a plăcut când au adus, că au venit cu un Boeing din ala mare, cu mare președintele, cargo plin cu roiuri la pachet. O aduceau din Australia în America, că era prin decembrie, ianuarie, când în Australia este vară, și ăștia aveau nevoie pentru polenizarea migdalului. Și împărțeau stupi, unul 2000, altul 2-3000 roiuri la pachet și era discuția dintre ei că i-au încercat să scăpe de varoza cu acid formic și nu au fost mulțumiți. Unul din ăsta, care avea și el câteva mii de familii. Deci asta am reținut-o și o să le prezint așa la băieți. Băi, frate, ca să auziți ce am auzit. Că una este acidul formic folosit pentru nosemoză ca medicament și altceva este când tratezi cu vapori pentru, vorba aia, pentru varoză.
una e una, una e alta. Mă rog, sperăm că băieții să fie atenți, facem așa o sinteză la toate evenimentele care le-am avut până acum și Doamne ajută și la mai departe. Corect. Acum eu ce o să rog pe colegi și căutăm să avem conduite asta, să nu sărim în sus cu tonele de miere. Unii poate au făcut, unii poate n-au făcut, dar asta va afecta cumva partea de piață. Vreau să vă spun un lucru. Eu cineva care a văzut postările care tot le-am pus eu pe fan la Ians acolo, m-a trecut în două site-uri nemțești. De apicultură. Bă, frate, mă uit pe ele, dacă vreți vi le dau site-urile astea să vă uitați. De acolo am extras eu stropit-o cu acid oxalic de către nemți, la Ians și în... De fapt, amândouă erau acolo la Ians, o cucoană și un bărbat. Deci, domnule, ei nu scriu ca noi, domnule, de te doare capul. Preia informația, faci un mic comentariu și gata. Pe când la noi, când încep să scrie băieți ăștia ai noștri, afară din mișto, nu mă să mai face nimic, ca domnule. Da. Adică îi pierde esența informației, deci esența informației, pentru că vor să spună ceva. Care și el dreptate, că știe el ceva. Ceea ce nu e normal, pentru că o bine, ai făcut eu, doar toată lumea care mă sună, cum o sună foarte multe lume. Și băi, eu îți spun, dar eu spun alătura și un document pe care mă tale îl găsești că este publicat, adică ai argumentul. Nu spun teoria mea că eu sunt deștept cu tare, îți spun un argument. Și din cauza asta te poți orienta. Absolut. Ceea ce e cel mai important lucru, că la unii mai fac și eu mișto de ei. Îl felicit pentru spune niște prostii pe acolo prin el. Zic că foarte interesant ceea ce ai scris, dar niște documente științifice în susținerea celor spuse. Păi frate, când ți-am cerut, o mai dat și vreunul materiale științifice? Da. Deci ne pregătiți să-i dăm drumul, da? Să aud? Vreau să vă aud pe fiecare. Vezi unde sunt eu acum? Da, văd. Aici am. Mai am și eu câteva caturi de pus și gata. Bine, Dani. Da. Haide să-i dăm, să-i dăm drumul imediat. Așa. Că-i fix. Vreau să aud, Leonard. Vreau să te aud. Bună seara. Nu știu dacă ne știm, Leonard, și mai cum. Okay, bine, Leonard, mă bucur că ești între noi, o să avem ocazia să discutăm și cu tine și vreau să te prezinți. Așa este, Sebastian. Dane, cu permisiunea dumneavoastră începem emisiunea. Da, ok. Rămâi pe emisie, Dane.